Mai mers când am luat o carte de la biserică și în fiecare seară și dimineață. Mă rog la Dumnezeu numai să apară, să știu că-i viu, nici nu știu, nu mă interesează decât să știu că-i viu. Acolo? Da, aici, că aprind și... Sunt gesturile disperate ale unei mame care de două luni nu mai știe nimic de fiul ei. Avea calculatorul, are și un laptop. Unde e laptopul mamii? E dincolo. Da. Un laptop avea aici, avea calculatorul, îi plăcea foarte mult. Să lucreze pe calculator, vorbea engleza. Cătălina are 19 ani și urma ca în această toamnă să susțină bacalaureatul. Pe perioada vacanței a vrut să muncească, iar Timișoara a fost singurul oraș în care a găsit o slujbă. Era bucuros că putea să fie independent financiar. În varianta în care eu aș vrea să cred că este independent, și există biologic. Deci nu-l caracterizează o atâta absență, indiferent, pentru că nu erau motive să se izoleze într-o variantă din asta lungită pe perioada asta, că nu erau motive să, din potrivă, a plecat într-o relație cu noi perfectă. Băiatul n-a mai ajuns la Timișoara, iar la câteva ore după ce s-a urcat în tren, n-a mai răspuns la telefon. La două săptămâni după și-a închis și contul de Facebook. Telefon închis, căsuță vocală, același lucru de atunci și până în prezent. Iar o pagină de Facebook care era deschisă o perioadă de la dispariție de vreo două săptămâni, după vreo două săptămâni doar noi încercam să-i scriem, așa să primim un răspuns, a șters-o. De atunci parcă a intrat în pământ, iar părinții îi imaginează ce e mai rău. Tatăl lui Cătălin este secretarul primăriei din Albeni. Viața băiatului a fost una zbuciumată. E un caz unic în cariera de primar. Din păcate vorbesc pentru că nu mi-aș mai dori, pentru că întotdeauna trebuie să vezi prin ce trece colegul tău. E groaznic, zilnic îi vedem starea, încercăm să-l susținem moral, încercăm să-i insuflăm credința că acest copil se va întoarce. Cătălin și Diana sunt doi frați care în urmă cu câțiva ani au privit chipul mamei lor fără suflare. A fost omorâtă de tată, iar copiii ambii au fost înfiați. Poliția îl caută pe tânăr. L-au dat în urmărire generală. La data de 20 august anul curent, polițiștii din cadrul poliției orașului Târgu Cărbunești au fost sesizați de către un bărbat despre faptul că fiul său de 19 ani a plecat de la domiciliu la data de 21.07 anul curent spre municipiul Timișoara, unde era angajat. În cauză s-a dispus punerea în urmărire la nivel național a tânărului. Cercetările continuă în vederea identificării persoanei și a clarificării situației. Și CFR a făcut investigații pentru a da de urma tânărului, dar nu au fost semnalate incidente în trenul în care Cătălin s-a urcat.